Nu este un meci ușor, nu este nici un meci extrem de greu. În sfârșit jucăm un meci în care ne interesează mai mult evoluția individuală a unor jucători decât rezultatul. Și vom putea să folosim toți jucătorii și sper că cei care au jucat mai puțin până acum să profite de minutele pe care le vor primi și să mă oblige să-i folosesc mai mult atunci când meciurile vor fi importante în continuare. Evident că ne dorim să câștigăm cât mai multe din următoarele 12 meciuri pe care le avem înainte de play-off, dar, așa cum am mai spus, obiectivul principal este să ajung cu toată lumea sănătoasă în play-off, iar jucătorii să fie în progres față de cum au venit la Sibiu. Da, sunt probleme. Calot nu face deplasarea. El era accidentat înainte de meciul cu Mediaș. În mod normal n-ar fi trebuit să joace nici atunci, dar strâns din dinți și a ajutat echipa să intre în primii șase, iar acum urmează o perioadă de refacere sau recuperare pentru el. Și mai sunt și alți jucători accidentați, cu accidentări mai mărunte, care îi lasă să joace, dar următoarele două săptămâni asta încercăm să refacem pe toată lumea pentru ca să putem să începem pregătirea pentru play-off. Meciul cu Dinamo va fi greu. Dinamo este o echipă bună. Chiar dacă nu s-a calificat în primele șase, sigur este în stare să câștige orice meci și cred eu că are șanse foarte mari să se califice și în play-off. Acum meciul cu Dinamo o să-l jucăm fără Kevin. Probabil o să ne acorde nouă tinerilor mai multe minute. O să încercăm să dăm totul pe teren și vedem ce va fi. Sigur, eu sunt încrezător și știm că o să câștigăm.